N-am dormit prea bine. Bine, m-am găsit mai mult la partea a doua din aventura noastră, pilotul militar. Îmi pare rău că în videoclipul trecut nu mi-am terminat propoziția și s-a închis bandicam-ul. Dacă vreți textura, o să vă dau. Bun. Acum că v-am zis ultima propoziție pe care vreau să o spun episodul trecut, să continuăm cu această parte. Bun, hai să ne luăm patul și să plecăm. Mi-a căzut patul jos. Să plecăm de aici. Ok. Interesant. Pe aici e o peșteră ceva. Acum că am văzut câți monștri sunt și mobi, nu cred că cuțitul ăsta mă va ajuta prea mult. Așa că va trebui să-mi craftez niște arme mai puternice, dar va trebui să mergem la minat de minereuri pentru aceasta. Uite acolo niște cărbune. Ok, să vedem. Wow, este foarte întunecat pe aici. Mai să minăm niște cărbune. Să luăm așa. Și să craftăm niște torțe. Stam. Punem pe aici niște torțe. Vai de mine! Oh, și m-a sperat. Ha! Wow, câți monștri, wow, vai de mine, aoleu, vai de capul meu, wow, câți monștri, ce e aici, hei, uite niște fier, interesant, vai de mine, ia stai mă puțin, eu am un pistol, aoleu, bă, vezi că eu am Desert Eagle, bă, pac, pac, Desert Eagle, pac, luați-mă, gloanțele, mâncați-mi gloanțele, bă, pac. Vai de capul meu, bam, ce m-a speriat, bă, de scheleții ăsta, bă, dar ce nu mor, mă, scheleții, mor, mă, muriți, mă, vai de capul meu, ce m-a speriat, ia, mai am, 16 gloanțe, ia să vedem dacă scheleții ăștia au gloanțe, a, uite, au gloanțe scheleții ăștia, la ei, interesant, foarte bine, au gloanțe, acum mai avem muniție la noi, eu aș spune că ar trebui să minăm pe aici, ce avem minat rapid, să nu mai vină alți mobi, pentru că nu prea am chef din mobi, ok, rapid. Trebuie să luăm niște piatră. Așa. Au! A! Cine trage? Vai de capul meu. Mi-a scăpat bricheta. Ah, trebuie să fugim de aici. Până când aflăm cine trage. Ah. Nu pot mina acele minereuri dacă sunt o grămadă de monștri pe aici. Ia bă! Pac! L-am murit. Mai am... Acum chiar că mai am doar 16 gloanțe. Hai că poate mai au ei gloanțe. Aoleu, creeper! Hai să încercăm să-i dăm foc cu bricheta. Vai de capul meu, trebuie să mănânc. Vai de mine și de mine câți monștri! Ah, eu aș pleca de aici puțin mai sus. Și aș mina că n-aș fi pregătit, că n-aș veni cu turnocopul cu tot. Locul lor seamănă cu un fel de arena, mai multe deschizături și vin monștri, de parcă e un fel de Hunger Games. Vai de capul meu. Bun. Să vedem. Pe aici. Deci. Da, știu. Uitați-vă puțin ce am de făcut. Haide, repede. Așa. Hai să folosim acacia-ul. Ok. Așa. Hai. Să mergem, dar mai întâi să mergem cu pistolul. Să mai mănânc ceva. Bun, cu pistolul. Cu pistolul. Voi fi eu un pilot militar, dar mă mai sperii și eu. Și când mă sperii, mă bâlbâi. E un defect de-al meu. Ok, 3, 2, 1, asta. Go, go, go! Tam, 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 tam. Trebuie să minez contratim toate minereurile astea, până nu vin alți monștri. Doar astea de fier, în rest nu prea mă interesează. Vai de capul meu, vai de capul meu, vai de capul meu. Hai
Haide, mai repede, așa. Haide, gata. Haide să mai căutăm pe aici. Nu merg mai în adânc, că sunt și mai mulți mobalei. Uite pe aici. Gata, minez minereul astea și după aia gata. Ok. Și gata, hai să ne cărăm de aici. Hai să luăm și torțele cu noi, dacă tot avem torțe. Bun, hai să băgăm viteză. Okay, hai să băgăm viteză. Hai să ne luăm pistolul în cască. Pistolul în cască, mai apar mobi în spatele nostru. Ok. Să luăm crafting table-ul și totul de aici. Uite, mai sunt pe aici niște minereuri, da. Am destul de minereuri eu acum. Ok. Nu mai știu în ce direcție era deșertul. A, direcția aia. Da. Acum, hai să ne oprim aici, la această băltoacă, să spunem așa, și să vedem ce am luat. Ok. Vom rămâne aici peste noapte, de mult că am copacul ăla, ceva de genul, vedem noi cum facem. Ok. Hai să facem un furnal. Ah, sunt norocos că știu să craftez toate astea. Și acum băgăm aici niște lemn și aici minereurile, cât minereuri am reușit să iau. Unde sunt minereurile? Că eu nu le văd. A, uite-le aici. Și acum lăsăm să se facă aici. Bun, mai trebuie să mă gândesc cum ajung eu acolo. Mai trebuie să iau niște lemn. Da, pentru asta mai trebuie să iau niște lemn. Vreau să fac așa un fel de scară. Să lăsăm să se prelucreze minereul de fier și noi să mai luăm niște lemn. Eu, cel puțin personal, zic că seria aceasta va ieși foarte, 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 foarte șmecheră. Este șmecheră. Ok. Da, e destul lemn. Trebuie acum să-l prelucrăm. Asta am fac. Gata, să-l luăm tot. Și să facem un fel de scară. Perfect. Și când vor capa aici, voi distruge niște puțin din scară, să nu urci mobi. Că na, pot urca și mobi. Să vedem ce fac minereurile noastre. Interesant. Îmi voi face o sabie de fier și îmi voi face niște chestii mai puternice. Niște iteme mai puternice. Gata, asta a fost ultimul minereu de iron. Acum, să spargem astea și să ne urcăm sus. Vom rămâne aici până la noapte, așa că să distrugem pe aici scările. Da, gata, am distrus. Am distrus destul, nu mai poate să urci până aici. Nimeni. Să mai mâncăm niște mere. Da. Să punem patul. Da, oricum, îl punem în episodul următor. Și cam asta a fost tot pentru ala mai mult, sper că v-a plăcut și ne vom vedea în următoarea parte. Ciao, ciao!
Baftă!